Vă salut! Astăzi vreau să vă prezint câteva sisteme de susținere folosite la mur. Murul este o plantă cu lăstar viguroși ce pot depăși lejer 3 metri. Indiferent de soiul de mur ales de dumneavoastră, este obligatorie susținere. Sistemele de susținere pot fi cu spalier de fier, beton sau lemn. Înălțimea șpalierilor nu trebuie să fie mai mică de 2 metri și 40 de centimetri. Aceștia trebuie introdus 60 cm în pământ și 1,80 m deasupra solului. Distanța între șpalierii introdus 60 de cm în pământ poate fi de 6, respectiv 9 metri. La aceste sisteme de susținere se pot folosi 3 sau 5 sârme orizontale. Dacă alegeți sisteme de susținere cu 3 sârme orizontale, este obligatorie legarea lăstarilor de sârmă fie cu ață, gume de legat sau aparate de legat cu bandă. La sistemul de susținere cu 5 sârme nu mai este nevoie de legare. Lăstarii se vor palisa lunar, aceștia se vor introduce o dată pe o față a sârmei, o dată pe cealaltă față, formându-se o împletitură a lăstarilor cu sârmă. În funcție de sistemul de susținere ales, vom alege și metoda benefică de tăiere a murului. Recomand să folosiți întinzătoare de sârmă pentru a menține sârma tensionată. Mult succes!